Mergem mai departe acum cu alte subiecte. Continuăm cu alte informații. Discutăm în aceste momente despre un tren deraiat în Valea Jiului. Un tren format dintr-o locomotivă și 5 vagoane a deraiat aseară în orașul Petrila, mai exact în zona străzii 1 decembrie. Bine, înțelegem că traficul nu este blocat, se circulă pe o rută ocolitoare. Astăzi, de la ora 8, așadar, se intervine abia pentru degajarea acelei zone. Vorbim despre un tren de marfă cu 6 vagoane pe o linie industrială, de completat la ceea ce spunea o încărcătură a acestui tren de aproximativ 100 de tone de cărbune. Mecanicul, trebuie să mai spunem, a avut inspirația să sară din locomotivă înainte ca aceasta să deraieze și s-a salvat. Da, nu s-a impus intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență în acest caz, deoarece nu a fost nevoie, pentru că nu există persoane care să fi avut nevoie de ajutor. Atât deocamdată cu acest subiect, mergem mai departe cu alte știri.